În 2013, Ministerul Muncii a controlat la nivel național modul de organizare și funcționare a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și al serviciilor de evaluare complexă. Pe lista neagră a concluziilor s-a aflat și Giurgiu, unde s-a constatat că serviciile nu conțin toate categoriile de specialiști prevăzute de lege, iar comisia funcționa fără asistent social și medic. În urma controlului s-au luat măsuri de îndreptare a situației, dar potrivit conducerii Agenției Județene de Prestații Sociale, neregulile persistă. Am găsit și la acest capitol destule nereguli, atât la protecția copilului, unde știți că este comisia de handicap, comisie care știți că de anul trecut a fost schimbată în urma neregulilor constatate de DICOD, DNA sau cine au fost, dar care nici la acest moment nu funcționează așa cum trebuie, în litera și spiritul legii. În primul rând, nu funcționează pentru că cei care reprezintă această instituție trebuie să înțeleagă că trebuie să corespundă din punct de vedere profesional pe posturile pe care le ocupă și vorbesc în special de Comisia de Handicap. Iar o neregulă un pic mai mare, pentru că nu mi se pare normal să se întâmple așa ceva. Odată ce cetățeanul a fost cu toate documentele la Comisia de Evaluare, există un compartiment de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap, nu știu de ce trebuie chemat și în fața comisiei. Un proces verbal cu neregulile constatate la Comisia de Handicap a fost înaintat spre soluționare Consiliului Județean, în subordinea căruia se află aceste servicii. Termenul de intrare în legalitate este de 7 zile, în caz contrar vor fi aplicate sancțiuni.